Numele meu este Ruxandra Cristoiu și sunt artist de efecte vizuale lucrând în Londra. Am participat la producția filmului Frumoasa și Bestia în departamentul de paint la studioul Framestore. Munca mea a constat de a scoate digital o mulțime de elemente, de exemplu instalații, set de lumini și reflecții. Setul de film a avut o mulțime de elemente de recuzită, fiind folosite ca referință pentru actor. Acest lucru a însemnat că atunci când CG pentru Lumiere, Cogsworth sau Garderobe au fost adăugate deasupra cadrelor filmate, a existat o mulțime de secțiuni care au trebuit construite digital, astfel încât să nu se vadă recuzita de desubt. În special în secvența de Be My Guest, când Lumiere cântă pe masă, erau multe lumini animate. Asta a însemnat că orice schele și firele aderente pe care le-am eliminat a trebuit să animez digital acele lumini ca să corespundă cu cele reale. Cel mai interesant shot care am avut a fost la sfârșitul filmului, când taburetul s-a transformat din nou în câinele Sultan. Să animez transformarea asta, a trebuit să șterg coada câinelui, care se mișcă foarte repede, pictând digital cadru cu cadru. A fost o muncă plină de satisfacții, pentru că rezultatul final este foarte, foarte frumos. Mersi!